Eram într-o emisiune cu un analist politic și teolog în același timp și vorbeam despre vremurile pe care le trăim. Și printre altele spunea domnia sa: domnule, societatea asta postmodernă nu oferă absolut nimic. Nici o perspectivă. Nu mai avem repere. Nu mai avem nimic. Comuniștii promiteau epoca de aur. Naziștii, al treilea Reich, toate imperiile aveau un țel, un scop. Dar zona asta a postmodernismului, zice, nu mai promite nimic. Este un fel de rai al absurdului în care e acceptat tot și totul este contestat, nu mai este nimic categoric, toată lumea are dreptate, toți dețin adevărul, oamenii se duc spre tot felul de ciudățenii, dar nu mai avem repere. Deci este un rai al absurdului și oamenii consideră că tot ce este, este să mănânce, să bea, că mâine vor muri. Și să știți că trăim într-o criză a reperelor. Dacă ne uităm în cultură, care mai sunt reperele? Mai sunt câțiva trecuți de 65-70 de ani, când vor muri ei, se cam termină cu reperele astea care fac legătura cu trecutul, cu valorile. Dacă te uiți în lumea religioasă, spirituală, care sunt reperele? Te uiți? Dacă te uiți în lumea politică, mai de mult, chiar așa cum era comunismul sau nazismul, erau niște repere, chiar împotriva cărora puteai să lupți, să te duci în direcția opusă. Știți că înseamnă ceva și asta, dacă ai un punct de reper, spunea Arhimede, nu? Dați-mi un punct fix și voi muta pământul. Dar nu există, nu mai există. Te uiți peste tot, la nivel local, la nivel internațional, cine sunt repere? Nu prea găsești. Chiar și ăștia pe care îi vedeți mult la știri, nu sunt repere. Dacă ne uităm în lumea noastră, în microclimatul nostru adventist, mai de mult când auzeai de Taica Demetrescu, ofițer, nu? Paulini, medic, și nu doar că erau ca profesie foarte bine pregătiți, dar aveau o ținută. Auzeai de Ticu Popa. La fel. Când intrau în biserică, erau generali. Mai erau autoritari, dar erau un reper. Și nu doar că erau autoritari, chiar aveau competență. Oamenii ăștia au tradus cărți, au scris articole, au dus biserica într-o anumită direcție. Bună rea, nu contest lucrul ăsta și nu discut. Dar erau niște repere. Ce repere avem astăzi? Că ne-am luminat, suntem în era tehnologiei, suntem în zona asta în care avem acces la atâtea informații, avem multe, multe lucruri la dispoziție și cu toate astea, reperele nu prea există. Unii ne-au refugiat într-un legalism din ăsta foarte incisiv, alții într-un liberalism la fel de incisiv, da? Reperele tot nu există. Și pare că fiecare are buticul lui, steagul lui, simbolul lui, credința lui personalizată și nu prea mai găsești un punct tare unde să-ți așezi talpa picioarelor. M-am gândit mult la pasajul din care să predic, care se potrivește foarte bine cu vremea în care trăim noi, cel puțin din punct de vedere a stării, a lipsei de repere, și am găsit în 1 Samuel, capitolul 3, un pasaj biblic asupra căruia vreau să ne concentrăm câteva minute. 1 Samuel, capitolul 3, este momentul în care Israelul era cum era din punct de vedere spiritual. Eli era un reper, dar îmbătrânise, obosise. Era un om bun, era un om extraordinar.
Mulți îl judecăm că și-au pierdut copiii. Apropo, să știți că mari oameni ai lui Dumnezeu, mulți dintre ei și-au pierdut copiii. Sau cel puțin sunt destul de șterși din punct de vedere spiritual. Unde erau copiii lui Samuel? Ce zice poporul? Mă, tu ești așa, dar copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Despre Eli, la fel. Un om bun, un om al lui Dumnezeu, copiii razna. Chiar și despre Moise, prea multe nu știm despre copiii lui. Aron, așa cum a fost, doi au ars, dar doi măcar au rămas în preoție. Dar foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu și-au pierdut copiii. Și asta este un semnal de alarmă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a lucrat prin ei. O perioadă de criză în care nimeni nu știa după cine să se ia. Spune versetul 1 din capitolul 3, așa: tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. N-aveau scriptura scrisă, cel puțin atât de mult cât avem noi, și depindeau foarte mult de vedeniile și de descoperirile directe ale lui Dumnezeu. Și aici nu vorbim de năzărelile astea și de aiurelile care circulă prin lumea evanghelică, cu vorbit în limbi, cu vedenii, la orice chestie, dacă vede că i s-a tamponat mașina la unul, zice: Domnul mi-a descoperit, frate, că o să-ți tamponez mașina, știi? Sau povestea o soră că a fost într-o biserică și i-a spus profetul: Domnul mi-a descoperit că mâine o să-ți dai cu sapa în picior, na? Mare descoperire. Și ce legătură are asta cu mântuirea? Da? Deci sunt niște aiureli. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre revelația directă a lui Dumnezeu prin profeți. Cuvântul era rar, vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă și el stătea culcat la locul lui. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Observați că pasajul ăsta, prin modul în care sunt descrise lucrurile, îți aduc și atmosfera de somnolență de seară, dar și de somnolență ca stare a poporului. Tot te trage la somn. Când lucrurile sunt în ceață, ești amețit, ești buimac, nu știi după ce să te iei, nani-nani. Da? Cam asta era starea. Și e cam disperare. Că în momentul în care nu mai ai repere, în momentul în care nu știi ce să faci, începi să te frămânți, să spui probleme. Ce fac? În ce direcție ne ducem? Ăsta e bătrân, așteaptă pensia, dar nu era pensia atunci, că Dumnezeu stabilise o regulă foarte clară. Doar marele preot putea să fie până la moarte, restul de preoți până la 50 de ani și leviții. După aia, în linia a doua. La noi îi punem președinți de conferință generală până la 80 de ani. Nu mai ai tată. Te duci, te uzezi. Ce ai dat bun, ai dat. La revedere, lasă-i pe alții. Dumnezeu a avut o regulă bună atunci. La 50 de ani, mai lasă și pe alții. Ei, gândiți-vă că marele preot era și el obosit, fiii lui Eli, nu știu, poate că erau la o șuietă în seara aia. Samuel voia să-l slujească pe Dumnezeu, dar nu știa cum. Era plin de râvnă, era acolo, dar toată lumea, nani-nani. Vrea să vorbească Dumnezeu cum, că nu știe prin cine. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. Un tânăr care n-avea experiență, nu era uns cu toate alifiile, nu era șmecher ca să poată sluji și să aibă experiență administrativă. Și Dumnezeu îi vorbește, îl strigă, nici măcar nu-și dă seama că îl cheamă Dumnezeu. Și cum pe mine să mă cheme? Nici nu i-a venit să creadă. Păi unde mă duc? La bătrânul, că el are experiență. O dată, de două ori, de trei ori, îl strigă. Și se duce de trei ori și după aia se gândește el, mă, stai că s-ar putea ca Dumnezeu să vorbească și nu mai vorbește mie. Este de apreciat el pentru chestia asta. Pentru că dacă ar fi în zilele noastre cu ele ăștia scorțoși, cum? Prin ăla,
Lumina vine doar așa. Noi avem, noi știm, noi facem. Nu. Dar Eli și-a dat seama că Dumnezeu îl cheamă pe copil și a zis, uite, fii atent. Dacă mai vorbește Dumnezeu odată, spune, vorbește, Doamne, că șrobul tău ascultă. Asta este cheia prin care Dumnezeu să vorbească și să lucreze prin tine. Câți dintre noi mai acceptăm adevărul ăsta? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. O prea, ne mai place să fim robi. Avem titulatura asta de robi așa, poetic, robul Domnului și... Da. Dar de fapt s-a dus toată robia, că suntem șefii Domnului, suntem avocații Domnului, suntem dictatorii Domnului, suntem orice, dar numai robii Domnului nu mai suntem. Și ne mirăm că e moarte anuală. Totul se duce, nu mai avem nimic. Și în momentul în care Dumnezeu alege să răspundă, să nu credeți că merge așa, bă, e vai și amar, hai să mai vedem cum o fi, mai tăiem din reguli, mai tăiem din asta, că de, se duce totul, hai să mai fie acolo. Nu! În vremuri de criză, Dumnezeu vorbește la fel ca în vremurile de prosperitate, nu schimbă discursul. Noi ni-l mai schimbăm, Dumnezeu nu și-l schimbă. Pentru că nu se duce în zona asta a populismului. Noi, de dragul câștigării de adepți, ne ducem și în zona asta de populism. Dar el nu. Și în momentul în care începe să vorbească, Dumnezeu vorbește în termenii legământului, ai binecuvântării și a blestemului. Și spune că va nimici casa lui Eli, chiar versetul 14 spune, jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Wow, e grav! În societatea noastră lipsită de repere, noi ne orientăm să dea bine pentru noi. Și reperele din zona spirituală le căutăm în zona filozofiei, în zona psihologiei, bune și astea, dar nu aici. În zona moralei, mă duc și întreb filozoful, e bine să fac asta sau nu, dar nu, du-te și întreabă-l pe Dumnezeu. Cu filozoful poți să stai de vorbă despre sisteme de gândire, poți să stai de vorbă despre istoria filozofiei, e fain, îmi place și mie filozofia. Dar nu trebuie dus în zona imperativelor spirituale, pentru că te încurci rău de tot. Și Dumnezeu îi spune lui Eli prin Samuel, fii atent, jur că nelegiuirea ta nu poate fi ispășită nici prin daruri de mâncare, nici prin jertfe. E dezastru. Vă dați seama ce poți să mai iei când Dumnezeu îți trimite un astfel de mesaj? Nelegiuirea ta nu mai poate fi ispășită. Noi încercăm tot felul de artificii. Facem și asta, și cealaltă. Și da, căutăm. Însă știți ce facem noi confuzie aici? Noi nu ne mai raportăm când este vorba de păcat, neprihănire și toate celelalte direct la Dumnezeu și la cuvântul Său. Noi ne raportăm la părerile noastre, părerile altora și elemente de liturgică sau obiecte care sunt bune în sine, dar nu înlocuiesc relația mea cu Tata, cu Dumnezeu. Chivotul era bun, era sfânt. Când s-a atins uza de el, Dumnezeu l-a trăznit. Templul era bun, era sfânt, Dumnezeu a poruncit să fie făcut, dar când oamenii au pierdut esența, esențialul, legătura cu Dumnezeu, n-a mai ținut cont nici de templu, nici de chivot, nici de nimic. Și Dumnezeu a îngăduit ca templul să fie dărâmat și în cazul de față să fie luat chivotul de filisteni. Noi ne ascundem în spatele avonului, în spatele scripturii, în spatele rugăciunii, în spatele ritualurilor. Zice, fa, Domnul e cu noi, dar de unde să o crezi? Nu fi așa de sigur. A, Dumnezeu și-a arătat slava la filisteni.
cu chivotul Domnului. Dar în schimb nu i-a salvat pe cei din poporul său, pentru că își pierduseră toate reperele. Dimineață Eli îl întreabă, ce ți-a spus Dumnezeu? Hai, spune-mi. Și nu, era teamă să spună ce a spus Dumnezeu. Care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-a ascuns ceva din tot ce ți-a spus. Și Samuel a început să-i spună, să-i istorisească. Și după ce i-a istorisit, ce a zis Eli? Domnul este acesta, să facă ce va crede. Trist. Și într-adevăr Dumnezeu a făcut ce a crezut. Și nu e ca în poveștile alea noastre triumfaliste, cu treziri, cu toate. Nu, Dumnezeu și-a dus lucrarea mai departe. Prin cine? Printr-un singur om. Țineți minte treaba asta. Un singur om. Nu 10, nu 15, nu 20. Poporul a continuat pe aceleași șleauri. Și dacă citiți în capitolele următoare, 20 de ani chivotul lui Dumnezeu a stat departe, departe de sufletul lor și n-a fost în Israel. A fost ba la Abinadab, ba la filisteni și după 20 de ani s-au gândit să plângă după Domnul. Și în timpul ăsta, care a fost singurul glas? Samuel. În tot timpul acesta chiar spune versetul 19, 20 și 21. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Domnul se descoperea, dar nu și-a cruțat poporul de nenorocire. După aia au venit filistenii și s-au dus mari preoți, da? Urmașii marelui preot cu chivotul, triumfaliști, chivotul Domnului, chivotul Domnului. Și ce s-a întâmplat? Fiți atenți, filistenii s-au temut, ăștia o luau așa ca pe un trofeu. Ha, Domnul-i cu noi, înainte! Da, de unde? Cu ăștia în gard. Și filistenii au zis, fiți atenți, luptați cu inimă, să nu pățiți ca egiptenii sau ca împărații cananiților. S-au temut, deci când au văzut chivotul Domnului, le tremurau oasele. Și copiii lui Dumnezeu au luat în râs toate astea. De ce? Pentru că nimic nu mai era reper pentru ei. Nici chivotul Domnului, nici cuvântul lui Dumnezeu, nici slujirea, nici templu, nimic nu mai era reper. Și atunci Dumnezeu i-a dat în mâinile filistenilor. Și a continuat el să vorbească despre puterea lui și despre slava lui prin blestemele și urgiile pe care le-a adus peste filisteni. Până când au zis, bă, trebuie să trimite în chivotul lui Dumnezeu că ne nenorocește. N-a mai putut să vorbească prin poporul lui, dar a vorbit prin blestemele lui. Și cu toate astea, adevărul tot s-a arătat. Suntem într-o perioadă, așa cum am spus, în care nu mai avem repere. Sau cel puțin nu vrem să le mai vedem. Care ar fi reperele? În primul rând, legătura noastră cu Dumnezeu. Societatea de astăzi îți permite să faci orice. Poți să fii oricine, te adăpostește, îți dă drepturi, poți să vârșești orice. Ba chiar îți spune bravo. Întrebarea este, la ce te raportezi? La ceea ce spune societatea sau la ceea ce spune Dumnezeu? Aici este marea întrebare. Este primul reper. Era o întrebare într-o emisiune legată de eutanasiere. Și un avocat mă întreba,
Și pusese foarte umanist problema. Da, uite, omul suferă, nu știu ce, cancer, chestii. Și oamenii în lumea occidentală au venit cu soluția. Injecția, foarte frumos, se rezolvă. Și mi-am dat seama că e teren minat acolo. Și am spus, fiți atenți, pot să discut din două puncte de vedere. Umanist, sau cum vrei, filozofic sau modern, după gândirea contemporană, sau dacă Dumnezeu este suveran asupra vieții. Sunt două puncte total diferite. În funcție de asta ajungi la concluzii total diferite. Dacă Dumnezeu este proprietarul vieții și al trupului tău, cum spune acolo că ești templul Duhului Sfânt, ai niște concluzii și dacă citești acolo ce spune Dumnezeu în Deuteronom, eu omor, eu înviu, eu învii, eu dau viață și eu vindec, e una. Și dacă zici, eu șeful meu, deasupra mea nu mai este nimeni. Am evoluat din maimuțe, din crustacei, din urocordate și ciclostomi, da? Și asta e. Tu ești șeful, tu decizi. E altă concluzie. Dar reperele sunt total diferite. Și în funcție de asta îți găsești și răspunsurile. Păi și ce ziceți? Păi, v-am spus, dacă îl iei pe Dumnezeu, clar, categoric, nu. Dacă te iei după părerea oamenilor, da, umanist sună foarte bine. Și apropo, ne-a învățat atât de tare societatea asta să fugim de suferință mai ceva ca de dracu. Nu cumva să suferi. Dom'le, suntem atât de sensibili, atât de, imediat la primul fric, la prima nenorocire, la prima boală, gata, să nu suferim, să nu suferim, să nu suferim. Ei, generațiile anterioare erau mult mai călite din punctul ăsta de vedere. Erau mai robuși din punct de vedere fizic, munceau mai mult, munceau mai greu și nu erau atât de sclifosiți ca noi. Da, acum, fai, nu cumva să se întâmple ceva, să sufle vânticel, imediat cu 7000 de drepturi, cu atâtea scutiri, cu vai, să nu suferi, să nu suferi. Însă am uitat că uneori Dumnezeu ne vorbește chiar în suferință. Mi-aduc aminte și acum fratele Onu și sora Onu știu cam despre cine vorbesc, unchiul meu care a suferit de cancer foarte mulți ani, a luptat cu el, l-a dus pe picioare mulți ani, în cele din urmă a ajuns, i-a carbonizat dinții și a suferit atât de mult și a fost un om atât de optimist și de luptător. Și în cele mai grele momente, înainte să moară, l-am întrebat, unchiule, cum te simți? Zice, măi, fizic mă simt foarte rău. Dar în suflet pot să spun că suferința asta m-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu. În momentele astea în care am suferit, m-am apropiat cel mai mult de Dumnezeu. Când eram tare și sănătos, da, l-am iubit pe Dumnezeu, am iubit biserica, am slujit. Dar momentele astea mi-au dat așa o limpezime a minții, cum n-am avut niciodată. Du-te tu! Spune, auzi, unchiule, vezi să facă o injecție? Să... Înțelegeți? De ce? Cum am ajuns aici? L-am lăsat pe Dumnezeu la o parte, am lăsat cuvântul Lui și am zis, noi ne luăm după ceea ce spun unii și alții. Și când te iei după ce spun unii și alții, nu mai ai niciun reper. Pentru că unul zice într-un fel, altul zice într-altfel, altul zice într-altfel, inclusiv din lumea teologică și din lumea asta a bisericii. Și nu mai știi ce să faci. Însă, dacă te raportezi la Dumnezeu și la ceea ce spune El în cuvânt, chiar dacă uneori nu înțelegi chiar tot, totuși începi să pui picioarele pe stâncă. Și de aici încolo, când ai definit realitatea, poți să începi să faci schimbări în viața ta sau să trăiești cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute, dragilor, să îl avem în suflet și să-l avem ca o realitate vie, nu legalistă. Pentru că, da, oferă și legalismul o anumită stabilitate, șabloane și unii să simt în siguranță acolo, dar sunt nefericiți, sunt frustrați.
Pe de altă parte, dacă îl iubești pe Dumnezeu, ai niște șabloane, niște pietre tari, dar relația cu El este una dinamică, în continuă dezvoltare, o provocare continuă și îți aduce multă pace și fericire. Nu mai ești obsedat, sunt mântuit sau nu sunt mântuit? Lasă că asta e problema ta cu Dumnezeu, e problema lui Dumnezeu, mântuirea. Problema mea este, îl iubesc sau nu pe Dumnezeu? Mă raportez la El ca la un părinte, ca la un împărat, cum citeam dimineață, sau ca, așa, la ceva mistic, nedefinit. Da, e o provocare în lumea aceasta fără repere. Un lucru este sigur, că în cele mai mari elemente de nesiguranță, Iisus Hristos, Evanghelia și legea Lui sunt cele mai sigure repere. Celelalte sunt discutabile, dar dacă rămâi aici, oricât ar fi de greu, oricât de multă nesiguranță, oricât de multă ceață și confuzie ar fi în jurul tău, ești avantajat. Pentru că Iisus este cel mai mare reper. Este calea, este adevărul și este adevărata viață. Nu cunosc un alt reper mai bun decât El. Și atunci când sunt bun, și atunci când sunt rău. El rămâne cel mai bun reper. Amin.